Vacanța înseamnă relaxare, dar în vremurile pe care le trăim nu există destinații fără risc. Cum faci totuși să atragi turiști în pandemie și să le oferi sentimentul de siguranță? Turcia mizează pe controle stricte în hoteluri, teste pentru toți turiștii și un sistem modern de sănătate. Iată cum își tratează turcii oaspeți. Nu plecați la drum fără o asigurare medicală. E o regulă de aur în vacanțe, mai ales în timpul pandemiei. Cu circa 30 de lei cât costă în medie o poliță, puteți sta liniștiți o săptămână în Turcia. În caz contrar, orice problemă medicală ar apărea, turiștii neasigurați plătesc factura la spital. Ori este pe cont propriu, ori este pe asigurare. Statul nu asigură tratamentul gratuit. Dacă sunt locuri aici în zonă, în cel mai apropiat spital. Dacă nu este aici, la următorul cel mai apropiat. 25 de spitale private și de stat există în cea mai populară regiune a Turciei, Antalya, dar medicii asigură asistență și în hoteluri. In each hotel we have our doctor's office with the medical assistance and with the doctor also. You can get a contact with your hotel doctor first. He can check you, he can get your tests. În Turcia nimeni nu intră fără un test PCR negativ. Totuși, dacă în timpul sejurului apar simptome, fiecare turist suspect va fi cazat într-o cameră special amenajată în hotel. Cei care au nevoie de spitalizare sunt preluați de ambulanță și trec printr-un proces complex de internare. So this is the isolation room. Yes. On this room we have negative pressure. It means that the air on this room is not go to the other side. Circuitele stricte le permit medicilor să trateze în siguranță în aceeași clădire și bolnavi de COVID și cei mai sensibili pacienți, nou-născuți. Nimeni nu trece dintr-o parte în cealaltă. Fiecare pacient este plasat într-un salon separat și nu se amestecă cu alți oameni, iar pentru mai multe informații, în fața fiecărui salon există o tabletă electronică pe care sunt afișate inițialele acestuia, dar și doctorul care se ocupă de el. Ca să reducă riscul și mai mult, acest spital trimite tratamentele în fiecare secție printr-un sistem modern, un fel de mini-lift pentru medicamente. For example, you will send the medicine here. Iar așa arată salonul oricărui pacient, exact ca o cameră de hotel, și țin să precizez faptul că aceasta este o cameră standard. Saloanele premium sunt în acest moment ocupate toate de pacienți. Spre deosebire de România, spitalele din Turcia nu sunt sufocate de bolnavi. Paradoxal la Turcia este că, deși înregistrează peste 40.000 de cazuri noi de coronavirus în fiecare zi, numărul deceselor nu este mare, ba chiar e similar cu cel înregistrat în țara noastră. Turcii se laudă și spun că asta se datorează tocmai sistemului de sănătate bine gândit. În plus, turcii au imunizat până acum cu Pfizer și cu vaccinul chinezesc peste 18 milioane de cetățeni, cât populația României.